Epistola către Romani, capitolul 1, primele versete aș vrea să le citim. Pavel, roba lui Iisus Hristos, chemat să fie apostol, pus deoparte ca să vestească Evanghelia lui Dumnezeu, pe care o făgăduise mai înainte prin prorocii săi în Sfintele Scripturi. Ea privește pe fiul său născut din sămânța lui David în ceea ce privește trupul, iar în ceea ce privește Duhul Sfințeniei, dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu, prin învierea morților, adică pe Iisus Hristos Domnul nostru, prin care am primit harul și apostolia, ca să aducem pentru numele Lui la ascultarea credinței pe toate neamurile, între care sunteți și voi cei chemați să fiți ai lui Iisus Hristos. Deci vouă tuturor, care sunteți preiubiți ai lui Dumnezeu în șagu, chemați să fiți sfinți, har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Amin. Rugăciunea din dimineața aceasta pentru Duhul de ascultare, înainte de apropiere de masa Domnului, este și trebuie să fie în dreptul fiecăruia. Vorbește, Doamne, căci robul Tău, haideți să o spunem la modul personal, cu voce tare, fără să închidem ochii, că Domnul e viu, e aici, nu trebuie să ne strâmbăm la El, nu trebuie să ne încruntăm când ne rugăm și spunem, vorbește, Doamne, căci robul Tău, amin. Înainte de a ocupa locul, nu vă grăbiți că nu se răcește cuibul și e un pericol, boala numită scaunofilie în biserică. Deci sunt unii care numai acolo se așează și dacă îi lași numai jos. Ne întoarcem în stânga și în dreapta și ne binecuvântăm. Domnul să vă binecuvânteze. Pentru că luăm cina, dați mâna și cu cei cu care nu dați mâna. Dați mâna și cu cei cu care nu vorbiți. Așa. Ocupăm locul. Dragii mei, mă bucur că sunt din nou împreună cu dumneavoastră. Grație în al preasfinției sale Nelu Balaciu. Astăzi sunt împreună cu dumneavoastră pentru... Eu știu, o oră, două, trei, vedem până când mă oprește Duhul Sfânt. Frate, mă tare, poți să stai trei, că noi la 12 am închis, stinge și lumina când pleci. Este o bucurie și o onoare pentru mine să slujesc un Dumnezeu care are așa o biserică frumoasă și zâmbitoare. Și cei ce au aminul la ei și nu sunt porbagaj să zică amin, aleluia, slavă Domnului, că unii mă lasă în parcare și nu deschid gurița. Cât durează serviciul? 2-3 ore, nici dacă Duhul Sfânt le spune. Aș vrea să ne oprim asupra unui subiect care ține de Biserica lui Hristos. Pentru că vrem sau nu vrem, ne place sau nu ne place, în aceste vremuri când se demonetizează tot mai mult ideea de biserică, în sensul de eclesie, de adunare, și auzim și se vehiculează tot mai des datorită decepției unora vis-a-vis de anumite comunități creștine că poate fi creștin foarte bine el cu nevasta lui sau numai el fără nevastă, că ea se duce la adunare, sau numai ea. De asemenea, în generația virtuală, cei născuți după 82, există ideea aceasta precum că ne putem aduna oriunde și dacă se poate să nu ne mai adunăm prea des, duminică de duminică. Și există comunități și în Timișoara, și în Arad, și în multe locuri care se adună numai o dată pe duminică. În rest, fiecare la căsuța lui își mănâncă pizza, își mănâncă soacra, ce își mai mănâncă pe acasă, ceva. Și biserica e ceva învechit, e ceva care nu prea mai e. Ce dacă a înființat-o Domnul Iisus? Ce dacă a spus Domnul Iisus și porțile locuinței morților, că au venit morții indiferenți acum și unii au și teologia, dar sunt mai mult nu teologi, sunt mai mult ologi, care a prins în comoditatea asta de secol 21, a prins. Și vă mărturisesc că am întâlnit astfel de indivizi, am încercat să intru într-un dialog cu ei, să le explic că în primele secole creștinii se adunau nu numai în fiecare zi din tâia săptămânii, ci în fiecare zi. Da, noi acum nu se mai justifică. Că tu poți să umbli cu Domnul, poți să umbli așa
ca o oaie capien, știți că e o boală la oi, așa, cei care au mai păzit oițele știm ce e aia și cu ce se mănâncă, de unde se ia. Și aș vrea să ne uităm în dimineața aceasta, care este chemarea bisericii. Pentru că după unii chemarea bisericii este să, repet, biserica înțelegând nu ziduri, ci mădulare, să-și vadă fiecare cam de treaba lui, ne întâlnim o dată pe lună, că e prea mult să ne întâlnim duminică de duminică, e prea mult să ne întâlnim săptămână de săptămână, și atunci când ne întâlnim, dacă se poate, niște fursecuri, niște murături, niște găinării, porcării, ca să avem o dragoste de masă mare, o masă de dragoste, zic ei. Sigur că tuturor acestora noi le spunem foarte clar că nu sunt nici adunare, nu sunt nici biserică. Ei sunt adunătură, dar din păcate adunătura asta de oameni face ravagi. Și pentru foarte mulți dintre creștinii evanghelici, bapticostali după Evanghelie, filocarismatici de ziua șaptea, e mai comod. Și comoditatea vine odată în momentul în care ai renunțat la unul din servicii. Odată ce ai spus, m-am fost dimineață, nu mă mai duc după masa, după aceea urmează și nu mă mai duc nici dimineața, nici după masă, mă duc odată pe lună, dimineața și seara. Și restul, eu sunt creștin, eu umblu cu Dumnezeu. Uitându-ne în această epistolă, vedem câteva lucruri vis-a-vis de o biserică care trăia în mijlocul prigoanei. O biserică care nu era majoritară ca astăzi. 98% dintre români sunt bisericoși, sunt credincioși. O biserică care nu avea proprietăți. O biserică care era urmărită pentru a fi decimată fizic și biologic. De aceea aș vrea să vedem ce învățături desprindem din această, repet, carte, care este un tratat de teologie sistematică. Mai întâi de toate, ce trebuie să desprindem este că această epistolă și această scriptură este cartea care ne-l prezintă pe Dumnezeu. Hai că începe să veniți de acasă. De aceea, această lucrare a lui Dumnezeu, în continuare, ni se explică că este făcută numai și doar prin Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. Biserica, în al treilea rând, este opera lui Dumnezeu, prin Hristos, Domnul la cruce, și care a intrat în istorie odată cu Rusalii. O asemenea biserică este cea din Roma. Și dați-mi voie să vedem acum, într-o vreme în care spun apăsat și răspicat, asistăm deja la închiderea fizică, dar și la încetarea activității în multe lăcașe de cult din România. Evanghelice. Evanghelice. În timp ce ne străduim să deschidem în zone virgine spiritual din România. Pentru că așa cum v-am spus ultima dată, mai sunt 13.500 de localități din România unde nu există o biserică în care să se propovădească cuvântul și unde locuiesc 7.600.000 de români. 7.600.000 de români n-au auzit Evanghelia propovăduită niciodată. Și noi în zonele alea suntem concentrați prin Asociația Iisus Speranța României. În alte zone, din proximitatea dumneavoastră și a noastră, Timișoara și Arad, se închid. Nu mai merge, fraților, nu mai are cine să se ducă, da? Și nu mai sunt. Da? Veți spune, păi domnule, mai fi vreo 30 de speriați acolo care așteaptă sapa și lopata. Problema nu e acolo, problema e la noi. Am devenit comozi. Biserică perfectă nu există. Să fim clari de la început. Și spunea foarte bine unul din cei mai buni păstori pe care a avut Biserica Moody din Chicago, Warren Wiersbe. Și știu că mulți dintre voi aveți comentariile lui acasă în bibliotecă și ar trebui să le aveți, atât al Noului cât și al Vechiului Testament. Da? El spunea așa, biserica este precum corabia lui Noe. Dacă n-ar fi mirosul dinăuntru,
nu ne-ar fi frică de judecata de afară a lui Dumnezeu. Adică, haideți să traduc. Dacă n-ar fi diferențele, zbaterile, diferendele, diversitatea, pentru că nici care nu semănăm cu nici care, ci toți suntem unicate. Și aș vrea să vedem în această dimineață care este chemarea, care ar trebui să fie chemarea noastră, înainte de a ne apropia de pâine și de vin. Care este chemarea bisericii? Să aibă slujbe, să aibă programe, să facă misiune în Africa, și da și nu. Care este slujba bisericii de căpătâi? Mai întâi de toate, auziți în versetul 6, cuvântul lui Dumnezeu spune, între care sunteți și voi cei chemați să fiți ai lui Iisus Hristos. Asta e sarcina primordială, prima chemare a bisericii. Să fie biserica Domnului Iisus Hristos. Amin. Și când spun asta, fiecare mădular. Pentru că în 2 Corinteni 5 cu 17 cuvântul lui Dumnezeu spune, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Vă imaginați, nu știu câți membri sunteți, dar să zicem că 70-100, cât să-ți fii. Fiecare din cei 70 sau 100, cât alcătuiți, da? Fiecare este în Hristos. Vă dați seama ce armonie, ce unitate și ce dragoste ar fi? Ei bine, vedeți, de ce trebuie să? Pentru că biserica este proprietatea Domnului Iisus. Ea este juridic, conform legilor unui stat, aparținătoare, afiliată unui confesiuni recunoscute între cele 12, pentru că chiar dacă sunt 13, eu, Asociația Creștină Martorii lui Jehova, nu o consider deloc creștin. Ba mai mult, în state precum America, Canada și altele, ele, alături de adventiști de ziua șaptea, intră la secte, cults. Da? Nu sunt recunoscute juridic de legea statului american. Ei sunt, ca și mormonii, da? Nu sunt recunoscute în cultele legal aprobate. Dar asta este altceva. Domnul Iisus Hristos este stăpânul bisericii. Amin? Biserica este proprietatea Lui. Amin? Și mai mult decât atât, noi trebuie să depindem 100% de El. Aleluia! Și când propovăduim, și când facem misiune, și când venim la biserică, și când plecăm de la biserică. Aceasta este singura, atenție, ierarhie pe care o recunoaște Dumnezeu. Hristos capul și noi mădularele. Amin? Fiecare cu darul de slujire pe care îl avem. De aceea noi credem în preoția universală a tuturor credincioșilor. Doamne, ajută-ne să fim preoți după rânduiala lui Hristos. Amin. Apoi, a doua chemare a bisericii. Vedeți că biserica s-a abătut foarte mult de la aceste două chemări. Chemați să fiți ai lui Iisus Hristos. Nu insist prea mult, deși aș putea insista aici, pentru că sunt voci care, dar ce noi, ai cui suntem noi? La ce biserica noastră, a cui e? Noi nu suntem tot al lui Dumnezeu, așa, la general, precum meditația transcendentală a lui Guru Bivolaru. Nu! Trebuie să fie... Să fim clari și foarte clari, biserica aparține Domnului Iisus Hristos. El spune în Matei 16, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica voastră, a mea. Că auzim mereu, biserica noastră e așa, biserica voastră e așa, da? Și în al doilea rând, chemați versetul 7, vouă tuturor care sunteți prea iubiți ai lui Dumnezeu în Roma, chemați să fiți sfinți. Și mă opresc aici. Cele două chemări. Ești al lui Iisus Hristos? Da. Dar ești sfânt? O, aici ne blocăm toți. Păi cum, frate? Ce să înțeleg eu prin sfințenie? Păi ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Ce să înțeleg? Că sfânt devin după ce mor și mă canonizează biserica mea. Nu! Sfințenia este un proces continuu, toată viața,
Duhul Sfânt lucrează la sfințirea noastră. Amin? Dar sfințirea aceasta, dragii mei, trebuie să ne caracterizeze pe fiecare dintre noi. Dacă ne referim la termenul de sfânt, atât termenul vechi testamentar, cât și termenul nou testamentar, hagios în greacă și kadosh în ebraica Vechiului Testament, înseamnă separat de lume, pus deoparte pentru Dumnezeu. De asta, dacă citiți în epistolele lui Pavel, el nu se adresează sfinților ca unora care au trecut și erau prigoane. Suntem în perioada de prigoană, da? Putea să aibă motivație să spună și cei care au fost martirizați și cei care au fost uciși în arenele romane și cei care au fost crucificați și cei care li s-a tăiat capul și cei care au fost aruncați în vasele cu smoală încinsă. Nu! El spune salutare către sfinții din casa, sfinții din casa lui Stefana. Sfinții sunt cei vii. Situația actuală e din păcate asemănătoare cu cea a perioadei în care Anglia era condusă de Oliver Cromwell. La un moment dat, visteria Angliei a rămas fără monedă. Nu mai puteau bate monedă, da? Pentru că nu mai exista materie primă. Adică nu mai exista aur, argint și bronz. Și ministrul trezoreriei a venit la Cromwell și a spus: Excelență, visteria e goală, bate vântul. Nu mai putem bate monedă. Și Cromwell le spune foarte clar: și pentru ce sunteți plătiți, pentru ce sunteți funcționari înalți de stat, găsiți soluția, rezolvați problema. Păi cum să facem? Păi să vă spun eu, mergeți în catedrale, dați statuile sfinților jos, statuile de aur, statuile de argint, statuile de bronz, topiți-le și puneți sfinții în mișcare. Și acum cred că ați înțeles care e situația. Cea mai mare problemă a sfinților e că unii stau în biserici precum statuile. Nici amin nu zic. Da, păi să se implice. Da, păi să se consume. Da, păi să se jertfească. Da, păi să-și dea viața. Pentru că Mântuitorul spune o condiție. Da? Cine vrea să-și scape viața, o va pierde din cauza lui. Știu că sună în ochii unora și vă citesc foarte bine, nu vă dau numele că trăiți și sunteți și în biserică, că ceea ce spun eu e fanatism curat, că e fundamentalism taliban bapticostal. Nu e adevărat. Este Biblie curată, aleluia, 10 cu felicitări. Dacă aderi la un creștinism din ăsta al sfinților care stau în bănci, al sfinților care stau imobilizați, că în unele biserici trebuie să mă lupt o jumătate de oră când sunt invitat, că ne-ai invitat, nu mă duc nici la soacră mea, dar să, nu știi, ieși la Muzeul Figurilor de Ceară, Madame Tussaud din Londra, domnule, dar nu, bucurie, ce bucurie? Frate, noi suntem serioși. A râs Domnul Iisus, îmi spunea unul, dar nici încruntat ca matale n-a fost Domnul Iisus. I-am spus la un constipat din ăsta de-al nostru: păi frate, dar prea multă bucurie. Păi care a fost primul îndemn al Domnului Iisus după înviere? Fiți încruntați, fiți strâmbi, da? Fiți serioși. A, dar nici chiar nu insist prea mult aici, pentru că unii probabil că au înțeles că biserica trebuie să stea ca la priveghi, la orice serviciu. Biserica este mireasă. Și aș vrea să vă întreb, cele care ați fost mirese, ați fost încruntate? Da? Când venea mirele, vă uitați așa, ca curca în lemne. Iar a venit ăsta. Ăsta nu mă lasă până nu îmi cere mâna. Nu? Noi suntem mireasa lui Hristos. Și o mireasă este curată, este pură, este imaculată și voioasă. Amin? Și dați-mi voie să cred că în cer nu vom merge la priveghi, ci vor fi bucurii, cum? Veșnice. Așa spune David în psalm. Și eu prefer să stau cu bucuroșii, nu cu tristomanii. Dumnezeu să ne învioreze pe toți. Pentru că dacă unele biserici au devenit acre și deocolit de către mulți oameni, e că ne spun pe bună dreptate: domnule, nu vă supărați, dar acri oameni aveți.
Dom'le, nu mi-a întins mâna. Recent am mai primit prin botez încă 17 suflete și îi întrebam, și totuși de ce v-ați oprit la Maranata? Care sunt câteva cauze? Îi întrebam, nu suntem biserică perfectă, să nu credeți, cumva. A spus, frate, spunea un cuplu de tineri, titrați, licențiați. Am fost în cele 23 de biserici despre care vorbiți dumneavoastră din Timișoara. Și de multe ori am fost des, că stăteam în altă zonă a orașului și așa mai departe. Mergeam acolo. 2-3 ani nu ne-a întrebat nimeni. Nimeni, dar nimeni, mă, cine sunteți? Să ne întindă, de unde sunteți? Dacă aveți nevoie de ceva, dacă e singura adunare în care cineva, începând de la dumneavoastră și i-am educat, avem oameni care am știut pe cine să punem la ușă acolo și la surori și la frați, care au zâmbetul la purtător, da? Nu commercial, nu așa, fasolica și ce, da. Hai mai repede, intră aici și stai jos. Nu, oameni care au bucuria cara de la Duhul Sfânt, amin? Oameni care au ospitalitatea la purtător, amin? Asta înseamnă, Domnul Iisus Hristos și-a făcut timp, noi nu ne mai facem timp. Nu ne mai facem timp, nu-i treaba mea, e treaba păstorului. Repede, de multe ori ne și pricepem să-i aducem, cu sila, mai nesila, mai de urechi, așa, frate păstor, ia, puneți mâna pe el și, că eu nu știu multe să zic, da, vă duc la păstorul meu. Am educat astfel, da, și avem oameni care slujirea lor în biserică asta este, să primească și apoi să țină legătura, să creeze punți cu cei care ne vizitează. Da? Pentru că unii, dar eu ce să fac, frate? Nu știu să filmez, nu știu să cânt, nu știu să dau, îmi tremură mâna când scot leul ăla folmotocit la colecta specială. Și atunci i-am identificat persoane joviale, persoane care într-adevăr iubesc oamenii, iubesc pe Dumnezeu. Și Dumnezeu ne spune, chemați să fiți sfinți, adică diferiți de cei din lume. Noi nu avem bucurie numai când avem trăscăul pe masă, numai când ne-am luat mașină nouă, foaie verde, bob de rouă. Da? Nu, noi avem bucuria care o avea Pavel și Sila în închisoare. Amin? Lăudau pe Domnul la mijlocul și nu erau la mijlocul mesei de dragoste. Pe unii chem și noi lunar, în prima zi, avem o masă cu toată congregația. Da? Fiecare familie, fiecare persoană aduce ceva acolo, Domnul. E vorba de părtășie, că aici ne-a mâncat satana pe mulți. Nu mai avem timp și ne mirăm că suntem străini. Stăm pe aceeași bancă 20 de ani, dar sora cine? A încetat fratele, dar cine-i fratele? Mulți nici nu se duc, nu mai că să plângem cu cei ce plâng. Că inima înțeleptului într-o casă de jale. Nu, lasă, a trăit destul, dă-l încolo. Fratele, 84, să ajung eu. Ce? Să ducă Balaș, domnule, cu nevastă sa. Că de-aia îi plătim. Vedeți ce a ajuns biserica? Și ne mirăm. Chemați, noi trebuie să fim altfel decât. Lumea aceasta, da, se duce dacă ai fost. Asta e proverbul lumii. Da, când e vorba de o nuntă la sat, zice, la câte nunți a fost? A fost, mă duc și eu la el. A fost ca muritata, mă duc și eu la el. Nu. Biblia ne învață să ne bucurăm cu cei ce se bucură și să plângem cu cei ce plâng. Astfel oamenii văd, măi, dar de ce? Ce se spunea în vremea comunistă despre noi? Unitate, domnule, sunt uniți. Sunt puțini, dar uniți. Astăzi s-a dus, avem doi domni, două credințe, două calendare și 13 botezuri. Fiecare, nu ne mai invităm unii la alții, nu ne mai chemăm. Lasă că dacă e ăla mai carismatic ca mine, s-ar putea frații să sară la alegeri și să-mi spună să fii ca fratele. N-ai cum să fii ca fratele. De aceea, dragii mei, sfinți sunt cei care se pocăiesc și au credința în Hristos. Amin. Care se pocăiesc și au credința în Domnul Iisus Hristos. Reputația, renumele, faima unei biserici. Da? Dacă ar fi să întreb, și o să vin odată așa în trecere prin șagul, să întreb despre comunitatea sfinților de la această adresă. Ei, aș vrea să știți că multe biserici sunt renumite prin construcțiile lor. Da? Adevărate catedrale. Nu este nimic rău în asta. Destul ne-am adunat în ghetouri, în subterane, în case derăpânate, curgeau apele pe pereți și așa mai departe. Igrasia și
Cunosc, am prins și eu astfel de vreme. Nu mult, dar am prins. Da? Altele sunt renumite prin bugetele lor, altele sunt renumite prin cei care predică. Da? Doctoranzi, masteranzi, oameni care vorbesc două, trei limbi străine și așa mai departe. Altele sunt renumite prin leviții, orchestrele, muzicanții, muzicienii și așa mai departe. Alții prin cor, prin orchestră, dar fiți atenți, care trebuie să fie renumele și faima adevăratei Bisericii a lui Hristos? În versetul 8b spune cuvântul lui Dumnezeu, mai întâi, haideți să citim și 8-a, mulțumesc Dumnezeului meu prin Iisus Hristos pentru voi toți, fiți atenți aici la voi toți, că tot aud prin bisericile noastre, bate un vânt de, frate, nu putem să fim toți, frate, nu toți sunt așa. Și spune aici cuvântul lui Dumnezeu, căci credința voastră l-am trezit eu, probabil că nu, că de a dormi n-am adormit pe nimeni. Pentru voi toți, căci credința voastră este vestită în toată lumea. Amin. Reputația unei biserici, fraților. Și asta trebuie să ne preocupă pe fiecare. Credința, care e credința noastră? Că Iisus Hristos este Domnul. Că Evanghelia Domnului Iisus Hristos trebuie propovăduită la orice făptură. Fiecare dintre noi, da? Poate nu ai elocința, poate nu ai elocvența, poate nu ai retorica și oratoria. Dar poți să spui doar atât, Hristos este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre. Domnul Iisus Hristos te iubește. Asta a făcut un ostaș australian în al doilea război mondial, toată vremea cât a fost concentrat în Europa. Și la un moment dat se întoarce în Australia, către sfârșitul vieții, și imaginați-vă că omul acesta a căzut în depresie și s-a gândit, uite, eu n-am știut multe ca și creștin, n-am avut mari și multe talente, da, și abilități, dar, Doamne, oare niciun snop și tot l-am mărturisit, atât spunea, Iisus Hristos te iubește, Iisus Hristos te iubește. Domnul Iisus a murit și pentru tine. Nu, asta era Evanghelia lui. Cât a durat războiul și concentrarea lui în Europa? Pe patul morții a fost vizitat de către un mare om al lui Dumnezeu în Australia, la Perth, și din vorbă în vorbă a ajuns la căpătâiul lui. Înainte să închidă ochii, omul acesta i-a spus, aș vrea să știți un lucru, că dumneavoastră, în timp ce erați concentrat în Anglia, într-o perioadă foarte grea, l-ați vestit pe Domnul Iisus Hristos. Și eu l-am primit acolo în tranșee. Și am început să studiez și am spus și altora, să nu fiți trist, pentru că sămânța aceea a adus multă roadă. Glorie lui Dumnezeu! Deci noi așteptăm să oamenii să stea cu gura căscată, să le plouă în gură când vorbim noi. Venim cu argumente științifice, cu ce a zis Einstein, cu ce... Oameni buni! Apostolul Pavel spunea, nu vreau să știu altceva între voi, decât pe corintenilor, decât pe Hristos și pe El răstignit, glorie Lui. Și asta este menirea, asta este faima pe care trebuie să aibă o biserică. Omul când vine, trebuie să spună, da, acolo la șagul, oamenii aceia laudă pe Hristos, oamenii aceia îl vestesc pe Hristos, oamenii aceia învață despre Domnul Iisus Hristos, pentru că El este calea, adevărul și viața. Amin. Lucrarea bisericii. Haideți să vedem dacă am văzut menirea, dacă am văzut renumele, să vedem care trebuie să fie lucrarea bisericii. Și iată, suntem spre sfârșitul anului. Suntem spre sfârșitul încă unui an de har. A fost sau nu a fost un an de har? S-a îndurat Domnul de noi? Ne-a turnat har după har? Glorie lui Dumnezeu! Nu prea sunteți convinși unii. Mai întâi este o lucrare de interior. Și vedeți în versetul 11, cuvântul lui Dumnezeu spune că își doresc să vă văd ca să vă dau vreun dar duhovnicesc pentru întărirea voastră. Ne adunăm aici la părtășie, ne adunăm aici să ne îmbărbătăm, ne adunăm aici să învățăm. Asta e, apropo de cei care, poate că în dreptul dumneavoastră, Hristos a bifat absent, absent, absent în nu știu câte duminici sau săptămâni din anul acesta.
Nu știți ce pierdeți, le spun celor de la Timișoara, din biserica locală. Nu știți ce pierdeți, ori de câte ori nu vă îndeleniciți să veniți la casa lui Dumnezeu. Nu știți ce pierdeți. Da? Asta este lucrarea de interior, echiparea sfinților, îmbărbătare, înviorare. E suficient un cuvânt de la Dumnezeu. Poate predica în oreții, dar rămâi cu ceva, cu o ilustrație, rămâi cu o îmbărbătare, rămâi cu un îndemn care vine prin Duhul Sfânt. Pentru că nu poți spune Iisus Hristos este Domnul decât prin Duhul Sfânt. Și lucrul acesta este clar. Și o lucrare din exterior, da? În versetul 5b zice, să aducem pentru numele Lui, fiți atenți, la ascultarea credinței pe toate neamurile. E lucrarea din afara bisericii. Noi nu ne adunăm aici, cum spunea, a, Domnule, m-am plictisit acolo. Ce tot, a, să învățăm, învățăm și nu facem nimic. Păi de ce nu faci? A, păi eu? Da, ne adunăm, ne închinăm, ne echipăm și plecăm în lumea aceasta. Mijlocim prin rugăciune, mărturisim cu gura, căci prin credință din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. Doamne, ajută-ne la aceasta! Unde, pe câți am atins anul acesta? Da, până unde am misionat anul acesta? Da, am auzit ceva de Africa, foarte frumos și noi suntem implicați. Dar am terminat în Ierusalim? Am terminat în Iudeea? Am trecut în Samaria? Și apoi până la marginile pământului în Africa? Nu e cazul dumneavoastră. Eu cunosc și inima slujitorului și oamenii de aici, da, sunt unul de Alcase. Dar sunt foarte multe adunări când îi întreb care este implicarea voastră. Niet spirituală, niet evanghelistică, niet misionară, niet de caritate. Frate, n-avem noi, dar ce aveți? Noi facem studii. Și ce mai faceți? Ne rugăm. Și ce mai faceți? Atât. Lucrarea lui Dumnezeu, lucrarea bisericii este în interior, ori de câte ori ne adunăm, și în exterior. Și Dumnezeu să ne ajute să înțelegem că astea sunt coordonatele. Ne adunăm aici să înălțăm numele Domnului mai presus de orice nume. Ajută-ne, Doamne, la aceasta. Și apoi să ne echipăm din cuvântul lui Dumnezeu, să ne luăm hrana. De aceea am introdus citirea către unui psalm înainte de închinare în fiecare, cu toată adunarea. Și am fost întrebat, de ce mai insiști? Pentru că zic, dacă, și am demonstrat, dacă iau acum la întrebări, sunt creștini care n-au citit un verset într-o săptămână. Și rolul meu ca presbuteros, ca supraveghetor, e să mă asigur că are măcar în ziua Domnului, are ocazia să citească și el un psalm. Că n-a citit toată săptămâna. Sau ea, sau el. Bacă lăcrimează, bacă lustură ochii, când stă la tembelizor nu lustură ochii. Când stă pe internet nu obosește. Când stă la serialul nu știu care și nu știu cum, când stă la cum să facem paprika și alte, nu obosim. Dar când e vorba să stăm în cuvântul Domnului, obosim. Ne ustură ochii. Sau adormim, îmi spunea așa, adorm, frate. Da. Aș vrea în dimineața aceasta să învățăm din Cartea Sfântă, amin? Și să ni le însușim fiecare. Aici nu e vorba de biserică ca un conglomerat, ci de tine personal, ca mădular în trupul lui Hristos, amin. De aceea în dimineața aceasta, înainte de ne apropia de casa lui Dumnezeu, întrebarea mea este... Faci parte din Biserica lui Hristos? Iubești Biserica lui Hristos? De ce ești în stare pentru ca Biserica lui Hristos să meargă din biruință în biruință? Te rogi pentru Biserica lui Hristos? Te rogi pentru slujitorii ei? Misionezi? Dăruiești? Te jerfești? Pentru că tu ești proprietatea Domnului Iisus Hristos. În locul tău pe cruce Hristos a murit. Dumnezeu să ne ajute să iubim biserica. Să nu părăsim biserica cum au unii obicei. Da? Pentru că nu știm cine ne așteaptă dincolo. Mă bucur să fi fost în dimineața aceasta și să fi lăsat cuvântul lui Dumnezeu să ne arate învățătura despre biserică, să ne arate cum trebuie să fim, să ne arate cât și cum trebuie să fim. Doamne, ajută, Doamne, dă izbândă. Amin.